În România, procentul ridicat de copii care părăsesc domiciliul de bunăvoie este îngrijorător. Numai în județul Buzău, în primele trei luni ale anului 2015, 11 copii au fugit de acasă. Cei mai mulți au fost găsiți la câteva ore de la sesizarea dispariției, însă doi nu au fost încă depistați. Ce este bine, pot afirma că la noi, în județul Buzău, cu toate că avem sesizări de dispariții și am avut, toate s-au confirmat a fi plecări voluntare. Sunt destul de multe, dar nu constituie un fenomen. A fost promovat un număr de telefon unic la care pot fi anunțate disparițiile de minori. E vorba de apelul unic european 116000, un număr de telefon adresat atât părinților care se confruntă cu situația dispariției copilului, cât și copiilor. Astăzi, de Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți, polițiștii au încercat să tragă un semnal de alarmă în privința riscurilor la care se expun copiii, dacă nu ascultă de părinți și de dascăli. Părerea mea este că părinții nu trebuie să aibă atâta încredere, indiferent cât de mari sau mici sunt copiilor, pentru că ei mereu, dacă știu că părinții au încredere în ei, vor face mereu ce vor. Am înțeles că copiii vor să devină cineva în viață și că trebuie să încerce așa ce lucru, dar părinții trebuie să fie tot timpul cu precauție. Deci părinții ne trebuie să aibă prea multă încredere în străini. Cel mai bine este ca în momentul când constată acest copil a dispărut sau nu-l mai are în raza vizuală, prin sistemul unui de urgență 112 să apeleze la poliție. Sau dacă în zonă este o formațiune de poliție, indiferent de ce categorie, să apeleze, pentru că fiecare polițist este instruit și știe mai departe ce are de făcut. Data de 25 mai a fost declarată Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți în anul 1983. De la un caz real în Statele Unite, dar în 1979, când un copil de 6 ani a dispărut și a fost declanșată cea mai amplă acțiune de căutare a unui copil, ulterior a fost marcată în semn de solidaritate față de suferința părinților, începând cu anul 1980, iar în 1983 a fost declarată inițial doar în Statele Unite ca Zi Națională a Copilului Dispărut, cu implicarea ulterioară a cât mai multor ONG-uri și a cât mai multor state. Polițiștii afirmă că este foarte important ca dispariția unui copil să fie anunțată cât mai repede. Contează la fel de mult și reacția oamenilor legii în astfel de cazuri. De altfel, peste 90% din cazurile de dispariție sunt rezolvate în primele 24 de ore de la momentul sesizărilor.